Președinte, vă rog frumos, haideți să începem ședința. Este joi după amiază, cred că fiecare dintre noi mai avem și alte treburi acasă. Rezultatul votului la proiect? Nouă voturi pentru, 11 voturi împotrivă și nule și abțineri, 0 voturi nule. Deci 9 pentru, 11 împotrivă, 0 nule. Din 21 de consilieri, 20 au votat. Aș dori, dacă îmi permite, să se consemneze că eu am votat pentru. N-aș vrea atunci când anumite autorități de control vin la noi în vizită să dau eu cu subsemnatul pentru această decizie. Mulțumesc. Am făcut un semn. Fiind votul secret, toată lumea a votat pentru, toată lumea a votat împotrivă. M-am asigurat să fac un semn. Dacă e legal să faceți semne pe buletin. Proiectul numărul 34 se referă la aprobarea participării municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială în calitate de partener împreună cu UNICEF România la proiectul Asigurarea Incluziunii Sociale, ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România. Un proiect interesant pe o perioadă de 5 ani. Astfel vă rog să deliberați în consecință. Nu. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Ștefan a plecat. Avem 20 de consilieri, 20 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Au fost atât de ample discuțiile încât efectiv am pierdut noțiunea. Adică ce vreți să spuneți, că votul domnului Ștefan a fost numărat în minus de fiecare dată sau ce? Da. Da. 35 înțeleg că a fost retras, rămâne 36, ăsta e un proiect ușor, cred că ne înțelegem repede. Vă rog, domnul primar. Cu toată respectul pe care l-am declarat data trecută pentru domnul candidat, a venit momentul schimbării președintelui de ședință, astfel încât vă supun atenției proiect de hotărâre pentru alegerea unui nou președinte de ședință pentru perioada mai, iunie și iulie. Ținând cont de configurația politică prezentă, vă propun să ajungeți la o situație de consens și să deliberați în acest sens. Vă mulțumesc. Nu sunt avize nefavorabile. Nu, toate sunt favorabile. Toate sunt favorabile, da. Luări de cuvânt în scrieri, domnul Miroșanu a ridicat primul, domnul Diaconu al doilea. Mai sunt în scrieri? Văd că stați în bloc star, domnul Manolache. Nu doriți cuvânt. Domnul Ghingher. Bun. Domnul Miroșanu, da, l-am văzut. Doamna președinte, stimați colegi, având în vedere înțelegerea mutuală din Consiliul Local vis-a-vis de alegerea președintelui de ședință, întrucât până acum, ca președinte de ședință,
Am avut pe doamna Groză de la USR, domnul Ștefan de la PMP, domnul Candet de la PSD. Propunem ca pentru următoarele luni președinte de ședință să fie domnul Cătălin Crețu, Partidul Național Liberal. Mulțumesc. Domnul Diaconu, vă rog. Noi, grupul Pro-România, îl propunem pe domnul Huluță să fie pe următorul președinte de ședință. Domnul președinte, mulțumesc. Domnul Ghingheș. Da, în spiritul acestor propuneri, aș dori să vă propun să continuăm această cutumă pe care o avem la nivelul Consiliului Local de vreo 5 ani, sau cel puțin de când sunt eu în Consiliul Local, și anume că odată dă majoritatea președintele, sau mă rog, puterea, arcul guvernamental, sau cum îi se mai spune, odată opoziția. Și așa mai departe. Și cum dumneavoastră ați avut președinte de ședință în aceste luni, în spiritul alternanței, să vină de partea asta la altă. Și tot așa. Domnul Diaconu, se pregătește domnul Chirilescu, vă rog. Îi dau eu răspunsul domnului Ghingheș. Ați hotărât o rotație ad hoc? Nu, ne-am înțeles din priviri. Domnul Chirilescu. Am o rugăminte. Lăsați-mă să-i dau o replică domnului Ghingheș. Cred că n-ați fost atent, domnule viceprimar. Ați avut doi reprezentanți ca președinte de ședință, pe doamna Groza și pe domnul Ștefan, care este în arcul guvernamental. Noi am avut doar unul din opoziție. Nu, nu, e vorba de a spus de alternanță, da? V-ați referit la alternanță. Și eu m-am dat un răspuns. Nu e nevoie să discutăm în contradictoriu pentru un subiect care e atâta de facil. Odată ce s-a hotărât că președintele în funcție trebuie schimbat, acum numirea succesorului e o bagatelă. Domnul Diaconu, vă rog, v-am văzut, domnul Miroșanu, vă prieteni. Domnul președinte, dar domnul Ghingheș are un interes din iceri președintele ședință? Asta puteți să-l întrebați pe Wall. Domnul Miroșanu, are un interes, dorește președintele ședință? Asta? Stimați colegi, pentru cerit. Da. Pentru că s-a invocat aici săptămâna mare și mi-aș dori foarte mult să plecăm de la această ședință împăcați, propunem ca deblocare acestei situații să procedăm în felul următor, să votăm ambii colegi care s-au propus astăzi aici, așa cum s-a întâmplat și luna decembrie, când am votat la pachet pe domnul Ștepan și pe domnul Candel. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnul Miroșanu. Domnul primar, ați vrut și da, susțin și această propunere și să deliberăm domnul Cret și apoi domnul Huluță. Cu atenție, dacă nu trece acest proiect, rămânem tot cu domnul Candet. Eu îmi doresc treaba asta, dar îmi doresc să fii domnul Huluță. Să punem la vot, și mie mi-ar fi convenit să rămână domnul președinte în continuare. Pe domnul, supunem la vot propunerea domnului Miroșanu și pe noi propunerea dumneavoastră, normal. Supunem la vot propunerea domnului Miroșanu ca domnul Cretu să fie președinte pe următoarele două luni. Un pic, deci să ne lămurim că n-am întrebat, mai sunt înscrieri la cuvânt, alte propuneri, să nu se spună pe urmă că... Eu nu pot să propun, că v-aș propune pe dumneavoastră. Da. Vă mulțumesc. Da. Domnul Cret, deci propunerea domnului Miroșanu, cine este pentru? Să supunem la vot... Nu. Domnul secretar, nu, am zis să votăm la pachet. Păi cum la pachet? Că n-am cum să adică vot. Ambele persoane cu condiția ca ele să succeadă două luni și două luni. Cum s-a procedat în luna decembrie când... Da, cumva proiectul de hotărâre are o singură poziție, proiectul de hotărâre, nu? Proiectul de hotărâre poate fi amendat. Domnul Ghingheș, doriți ceva? Tot ceriți atâta vă acolo. Ci doriți ceva? Da, să mai citiți. Mulțumesc. Da, lăsați, asta nu e o problemă. Aveți grijă să citesc. Oricum citesc mai mult decât citesc cei de la cabinetul dumneavoastră și a domnului primar, care și-au terminat studiile. Domnul Huluță, mi-aduc aminte că în luna decembrie, cu eleganța și cu echilibrul de care dați dovadă, dumneavoastră ați susținut această idee și am căzut de acord atunci și mi-aș dori să o facem și în această seară. Problema încurcați, atunci a fost o chestiune
de incertitudine, nu erau toți oamenii mandatați, validați și așa mai departe, când s-au ales și vici și așa mai departe. Ideea pe care vă spun este să alegem câte unul. Da? Și peste două luni alegem un alt președinte, poate fi în persoana domnului Crețu. Dacă dumneavoastră faceți la comun să alegem pe asta noi, problema atunci am ales pe fiecare, da, l-am ales, că ăla-i primul, ăla-i al doilea, ăla-i al treilea. Eu am invocat un precedent. Știu, domnul primar nu mă vrea, știu, da, asta e majoritatea. Și atunci domnul Vici nu erau cu amenințări, ci cum și în ce fel. Era de bun simț, haideți să ne înțelegem. Domnul de acolo, nu înțeleg ce spuneți, vă rog, lăsați. Auziți, a surzit, înseamnă că a stat prea mult la ședință, domnul Vici. Domnul Huluță, domnul primar poate să vrea, poate să nu vrea, noi votăm. Da? Da? Pentru clarificare, domnul Huluță, și eu v-am susținut. Tot ce doriți. Supuneți la vot. Domnul Huluță, pentru clarificare, eu v-am susținut. Poate ați înțeles dumneavoastră greșit. Am spus să fiți împreună. Da? Domnul secretar, o să vă rog să precizați dacă se poate, câte voturi sunt necesare pentru asigurarea? Realitatea e simplă. Punem la vot propunerea domnului Miroșanu ca domnul Crețu să fie președinte pe următoarele 3 luni. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Punem la vot propunerea domnului Diaconu ca domnul Huluță să fie următoarele 3 luni. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Domnul Ghingheș, ați înțeles rezultatul sau trebuie să-l citiți? Nu înțeleg, nu, n-am înțeles ce spuneți. Nu. Așa să zic, domnul Vici. Stimați colegi, cred că totuși ședința nu s-a încheiat, așa că vă rog să vă abțineți de la dialog. Avem punctul 37 pe ordinea de zi la diverse, unde de la începutul ședinței am convenit că trebuie ascultați niște oameni. Deși din nefericire a fost pus în situația de a aștepta până la ora asta, care nu e o oră mică, era o persoană de la Asociația Nevăzătorilor care a vrut să fie ascultat. Rog pe cineva, nu știu, din poliția locală să-l mai caute pe coridor dacă o fi stat să vină. Dacă nu, cred că mai era o persoană de la Lidl, nu știu, magazin Lidl, nu știu ce societate, da? Și mai era cineva de la nu, atât. Mai e cineva care vrea să... Cine? A, domnul Tache, exact. Da, iertați-mă, într-adevăr. Și de la Forum Apul. Poftiți? Și de la Forum Apul. Domnul Onur Petenchia. În legătură cu ce? Da, e, pentru că sunteți tineri și aveți viața înainte, să-i ascultăm întâi pe aia care au părul alb. Domnul Tache, începeți dumneavoastră. Domnul președinte, era și ceva pus pe urmă, o informare.
la solicitarea curții de conturi. La mine nu. Ba da, este aici. Haideți să termin rapid, îmi da? Cer scuze, da, vă rog. Atunci să dăm cuvântul domnului primar, terminăm informarea și pe urmă o să-i rog și pe ceilalți să da. Vină. Să... Da, iertați-mă, deci, am greșit. În temeiul prevederilor articolul 33 din legea 94/92 de organizare și funcționare a Curții de Conturi, aceasta ne-a înaintat un raport de follow-up numărul 386 din 19 martie 2021, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ce la îndeplinirea măsurilor dispuse printr-o serie de decizii. Îl aveți la mapă, vă rog să îl citiți și să luați măsurile care se... Eu vă informez că alături de echipa de executiv am închis în ultimele luni o serie de ample de măsuri dispuse de Curtea de Conturi în ultimii 4-5 ani care nu au fost rezolvate până acum. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumim și noi, domnul primar. Deci, domnul Tache, în ordinea inversă a vârstei, vă rog. Da, bună ziua! Săptămâna patimilor. În 3 ani de zile nici nu credeam că o să ajung să cuvântești în săptămâna patimilor. De 3 ani mă ocup cu problema asta, care privește peste 600 de oameni din zonă, 5 asociații de proprietari, 4-5 asociații. Eu până acum ce să înțeleg? Vorbesc cu doi președinți? La doi președinți sau la unul? În tranzit. La unul, nu? Bun. O întrebare pentru domnul președinte al ședinții de astăzi. Acum 2-3 săptămâni în urmă am fost invitat eu și ceilalți din situația respectivă, o parte dintre ei, ca să vin la ședința de astăzi, ca să susținem cauza problemei noastre cu acel loc care vrea să se construiască, nu el, ceilalți, în Peșoivul, la capul Șoivului. Am văzut de ieri sau de alaltă ieri că nu mai sunt pe ordine de zi. Și am întrebat pe domnul primar și pe domnul viceprimar, și mi-a spus că problema este la domnul secretar. Domnul președinte, vă rog, întrebați-l pe domnul secretar, de ce n-a mai ajuns sub ordinea de zi azi? Decât se referă la plângerea prealabilă, formulată de mai mulți cetățeni cu privire la puzul privind combac Șoimului Mărul. Nu? Cred că... Da, 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 dar știu foarte bine, domnul secretar, că am vorbit bine de-a trecut cu dânsul. Eu nu, dar domnul Tache vă întreabă de ce nu este pe ordinea de zi o plângere prealabilă despre care știe domnul Ghingheș, când ne-a informat adineaur. Pentru că orice proiect care trebuie să intre pe ordinea de zi trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de articolul 136, indiceu. Atâta timp cât... Concret, care sunt ele? Păi, în primul rând, un referat, în al doilea rând, rapoartele comisiilor de, compartimentului de specialitate. Eu nu am la acel, la acea plângere a dumneavoastră niciun referat deocamdată și nu am nici rapoarte de comisie de specialitate. Dar da, dumneavoastră, dumneavoastră, pentru că până la urmă finalitatea e aceeași de asta, indiferent, adică... indiferent de poziția Consiliului Local, dumneavoastră aveți un drept potrivit legii contenciosului să atacați în justiție acel act administrativ, pentru că pentru asta ați și făcut plângerea prealabilă. Pentru că acea plângere prealabilă este o procedură intermediară între acțiunea în instanță. Și oare cei doi care mi-au spus să vin astăzi în ședință nu știau treaba asta? Când mi-a zis că problema e la domnul secretar? Cei care v-au spus, v-au invitat cu cea mai mare eleganță și cu cea mai bună disponibilitate să vă prezentați un punct de vedere. Eu, din punctul meu de vedere, dumneavoastră, azi, n-ar fi trebuit să fiți în ședința de Consiliu Local, pentru că, de obicei, potrivit legii, se discută strict pe proiectele care sunt și pe ordinea de zi.
problema dumneavoastră e o problemă de procedură care nu face obiectul ședinței de astăzi. Poate la o ședință următoare. Nu știu. Da, mulțumesc de răspuns. Domnul Tache, domnul primar vrea să vă dea o lămurire, vă rog să ascultați. Domnul Tache, noi am primit plângerea noastră prealabilă și am dispus imediat către Direcția de Urban și Direcția Juridică să vină cu o opinie despre întemeierea acestea. Până acum colegii m-au informat că nu au găsit niciun motiv legal care să poate fi susținut pentru a veni cu plângerea noastră prealabilă. Vă asigur, și dacă vreți, putem să facem și o întâlnire cu toții, să discutăm în detaliu acest lucru. Dacă va exista un motiv legal, vom pune aici în dezbatere această plângere prealabilă. Dacă nu, veți avea și opțiunea anunțată de domnul secretar să vă adresați direct instanțe de contencios. Am vrut să lămuresc acest lucru. Mulțumesc. Da. Să-mi continui, fără, nu vreau să mai întreb nimeni, fără întrerupere. După acel apuz aprobat, așa cum a fost aprobat, am făcut contestație la toate instituțiile posibile, din Bacău, pe rezultatele și verificat. Am primit de la Prefectura Județului, unde spune că potrivit articolului 7 aliniatul 1 din legea 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, printr-un act normativ individual, înainte de a se adresa instanții de contencios administrativ competente, trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhii superioare, dacă aceasta există, în termen 30 de zile de la data comunicării, revocare în tot sau în partea acestora. Primăria, prin domnul secretar, au trecut 40 de zile și nu mi-a răspuns. Cum să intru în contencios? Mai departe. Pot să intru în contencios, dar trebuie un punct de vedere. Mai departe. Ichesicu, la cererea primăriei, pentru care mulțumesc mult, a verificat legalitatea acelui puz care privește problema noastră de acolo. Și a găsit că este nelegal. Documentația urbanistică pus construire imobil cu spații comerciale la parter și locuințe colective nu a fost elaborată conform prevederilor reglementării tehnice, metodologiei de elaborare și conținut cadrul al documentației. De ce? Nu știu. Alt aspect stabilit aici. Acest aspect reprezintă o abatere de la prevederile alineatul 18, articolul 18 alineatul 8, secțiunea a 6-a planul urbanistic zonal, din normele metodologice. De ce? Mai departe. Precizăm că în conformitate cu prevederea articolului 65 alineatul 2 din legea 350/2001, documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism modificate fără respectarea prevederilor legale privitoare la avizarea și aprobarea acestora sunt nule. Mai departe. Nu, pierd timpul, că e joia mare, să citesc tot ce spune aici. Punctul 1. Punctul 2. Rețineți. Referitor la numărul locurilor de parcare reglementat prin documentația urbanistică numărul 9, 2018, elaborată de SCLF Proiect, SRL Bacău, raportat la numărul de apartamente propuse și aprobate, precizând că soluția propusă de amenajare a subsolului prin planșa U2, propunere pentru subsol parcare, depășește limita zonei edificabile stabilită prin RLU. Atenție mare! Aferent documentații de urbanism aprobate, inclusiv limita de proprietate a terenului deținut de inițiatorul puzului, verificat pe latura de est a proprietății. Stimați domnul, deci el cu parcarea subterană se duce sub trotuar. Dar chiar suntem așa abătuți? Dumneavoastră acum citiți dintr-un act oficial al chisicului? Da. Din procesul verbal de control? Da. Înseamnă că sigur acolo, după ce au făcut constatările astea, au niște măsuri. Eu n-am văzut actul de asta. Care sunt măsurile? Să oprească lucrările? Să interzică? Care lucrări? Că n-au început. Doamne, păi atunci, care sunt măsurile? Că de obicei se spune acolo în orice proces verbal, când se constată niște neregularități, se spun niște măsuri.
Domne, se anulează pulsul. Domnule secretar, vă rog se blochează. Vă rog să-mi prezint și după aia la urmă vorbiți. Cum? Să-mi prezint materialul, problema și după aia vorbiți. Vă rog frumos. Păi nu, dar știu, dar să citiți măsurile, că alea sunt cele mai importante. Domnule, am avut problema asta cu dumneavoastră discuții vineri la portar acolo. Da. Da, bun. Păi da, dar nu mi-ați arătat actul. Haideți să-l lăsăm, domnule secretar, să vă spune punctul de vedere. Așa. Deci aprobarea puzului a fost pe 26 februarie. Primăria a cerut un punct de vedere de la Eghesic după 2 luni. Ce poate să mai spună ăsta după 2 luni, că puzul a fost aprobat de primărie? Ce poate să mai spună? Ce măsuri să lase, că ăla deja e aprobat? Mai departe. Se găsesc atenția specialiști la pus, mai ales acum, după ce a apărut hârtia asta. Ai găsit, da? Ori cel mai mult a promovat domnul Crețu treaba asta. Ori dânsul nu știa că puzul este puz și nu este un plan pentru punctual pentru o construcție. Puzul înseamnă zonal. De ce s-a acceptat puz pentru o construcție? Domnul Tache, vreți să intrați în dialog cu mine? Nu, când termin. Vă spuneți cum de vedere. Așa s-a întâmplat cu blocul construit de rus în spatele Luceafărui, cu hotelul prezident și cu asta, cu situația de la Tic-Tac și tot așa mai departe. De ce? Puzul are o normă. De ce nu se respectă? Și pentru chestia asta să nu se mai întâmple greșeli. Că consilierii săraci nu știu ce și cum. Zice că dacă vine o aprobare aici, gata, domnule, e motivată, e verificată. Apreciez propunerea domnului Manolache, când e vorba de puzuri, consilierii să se prezinte la fața locului, să vadă acolo ce se întâmplă. Concret, dacă ar fi venit în capul străzii Șoim să vadă că palma aia de pământ inițial a plecat cu un bloc de 12 nivele. Unde să se facă? O parcelă se cheamă construibilă când iese din parcelă într-un drum carosabil mai larg de 7 metri. Șoimului are 6. În situația dată, astea sunt date impuse de, sunt date tehnici impuse de Eghesic. Prefectura, în exercitarea controlului de legalitate referitor la hotărârile Consiliului Județean și Local, privind aprobarea documentațiilor de urbanism sau amenajarea teritoriului, prefectul are obligația să verifice respectarea prevederilor prezente norme, iar în cazul nerespectării să le atace în fața instanței de contencios administrativ. Corespondența asta, repet, ați primit-o dumneavoastră, domnul secretar, de la primărie, de la prefectură. De ce rămâne nerezolvată, nesoluționată? Adică toate sunt coadă de pește. Și nu vreau să mai, că sunt multe, așa mă doresc capul, mai închei cu una. Ațineți-vă bine. Hotărârea 48 are trecute aici, e în document. Mă mir că n-are și bilete de tramvai sau de autobuz sau de avion. Aici este trecut studiul de însorire. Proiect numărul din 2016, întocmit de Secel Lefter Proiect. Proiectul ăsta, construcție din Șoimului, e făcut de Lefter. Nu este conflict de interese? Păi ăla era fraier Lefter în studiul lui să spune că nu are însorire pentru vecini când proiectul e al lui? Vă mulțumesc! Și aici mai rămâne o chestie, unde spune clar. Este interzisă limitarea teritoriului pus la parcela care generează puz. De ce s-a întâmplat până acum așa ceva? De ani de zile. Documente. În PUC și în acte normative. Am studiat vreo 14-15 acte normative. Am 30 ceva de articole care spune că acea construcție nu trebuia să realizeze acolo. Unde e furnicarea acolo? Să ia, să vă dați seama, domnule, dintr-o parcare subterană cu 2 nivele. Subterane, să iasă acolo mașinile. Cum? Ies întâi din parcare în curtea blocului cu semafor. Din curtea blocului ies în stradă în Șoimului cu alt semafor. Adică noi n-avem semafor la capul străzii Șoimului și avem când intră și ăla din blocul ăla mare făcut.
vă imaginați ce se întâmplă. Păi și lui și acum, eu când intru, eu zic, e dezastru și acum. Vă mulțumesc. Aici trebuie să răspundă, vă rog frumos, dacă se poate, și domnul secretar, dar eu am răspunsul de la el, așa că par, nici n-aș mai vrea să răspundă, și domnul arhitect, la fel, știu cum gândește, și poate ține frică să poate să-mi dea domnul Crețu, când acolo spune clar, de ce te-ai limitat cu buzul la punctuată doar la construcția. Stimați domn, mă scuzați, sunt și obosit și necăjit și așa. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și urmează să fac alt puz. Dacă îți faci alt puz, înseamnă că trebuie să fie alte voturi. Vă rog, dacă vreți, eu plătesc, veniți la fața lui, ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Eu înțeleg că toate elementele astea ale dumneavoastră le-ați transmis în plângerea prealabilă și când va ajunge pe ordinea de zi, vă asigur că viitorul președinte de ședință o să o supună în discuții. Bun, de la Asociația Elevilor, cine ce are să ne spună? Dumneavoastră ați vrut să ne vorbiți. Cum? N-am înțeles. Forum Apple, da, mă rog. Mă numesc Unur Pecenchea și sunt, de la, sunt reprezentant de la Forum Apulum în proiectul Civic City și în ideea de proiectul Civic City noi am văzut bugetul local al Bacăului și din păcate, conform legea tineretului din legea 350 din 2006 actualizată... Nu vreți să vorbiți mai rar, că vorbiți mai repede decât pot eu să ascult. Și țineți microfonul mai aproape de grup. Noi am observat că Bacăul, administrația din Bacău nu a alocat niciun ban pentru tineret și am vrea să știm de ce nu s-au alocat bani pentru tineret. Nu s-au alocat bani pentru tineret unde? Da, asta am observat noi, în bugetul local. Dacă greșesc, îmi cer de scuze. Da, legea 350 din 2006. Cam târziu cu întrebarea asta, dar... Da. Nu știu, mare-i Dumnezeu, s-ar putea să rediscutăm bugetul și atunci... Nu, noi dorim decât o explicație scurtă, nu venim să dăm cu parul. Noi doar o explicație cerem. Vă explică domnul Pișta. Până vă explică domnul Pișta, v-aș ruga că pe viitor, atunci când se publică proiectele de buget, există conform legii o perioadă de contestare și trimitere de observații. Ar fi bine în perioada aceea să le trimiteți, pentru a le lua în calcul. Și o să primiți și răspuns punctual despre ce a fost în acest proiect de buget. Proiect de buget care a fost amendat substanțial față de varianta inițială și nici varianta ieșită din Consiliul Local nu cred că prevedea astfel de sume. În general, pentru tineret s-au alocat și pentru educație s-au alocat mai mulți bani decât anii anteriori. O să caut până răspunde administratorul public o cifră concretă. Ok, vă mulțumesc. Vedeți că și domnul Diaconu vrea să vă răspundă ceva. Și domnul Chirilescu vrea să vă răspundă. Uite, deci, deja cu alte cuvinte... Mă tem că ați aruncat aici un sâmbure de scandal, dar mă rog. Vă rog. Vă mulțumesc frumos, domnul președinte. Da, nu asta a fost intenția. Vă mulțumesc frumos. Deci, cu alte cuvinte, eu când am spus să punem pe legea 69 și pe 350, ce a spus domnul primar, domnule administrator? Că nu reprezintă oportunitate. Deci tinerii noștri nu au, nu? Prioritate, mă scuzați, da? Nu. Deci în administrația actuală, tineretul, da? Și vă, domnul Pișanu, v-am întrerupt, vă rog frumos. Dacă spunem de respect, nu? Este sau nu o prioritate? A spus bani sau nu a spus bani? Este nici sportul nu este o prioritate, vă spun eu. Este o prioritate, da. Însă sumele alocate atât pentru tineret cât și pentru sport au fost alocate pe alte domenii care să-i ajute mult mai mult decât alocările pe diverse legi, pe diverse asocieri. Domnul
administrator. N-ați pus niciun ban în capitolul bugetar, nici pe 69, nici pe 350. Spuneți clar, nu umblați picioara vopsită. Repet, nu au fost alocate sume de bani pentru asocieri sau concursuri de proiecte. Asta nu înseamnă că nu au fost alocate sume de bani consistente pentru sport sau pentru tineret. Ce bani ați dat dumneavoastră la sport, domnul Pișa? 2 miliarde de lei vechi pe legea 69 și bani de la clubul primăriei. Păi am propus nou stadion, am propus reabilitarea bazei Lucrețiu Avram, am propus, spuneți, punctul termic pentru secția de haltere, alea pentru sport erau. Alea pentru sport, alea sunt investiții, astea domnii au văzut de șoșoare activitățile. Păi asta, discutăm de investiții sau de altă formă de a cheltui banul public. Haideți să revenim la un domn cal, vă rog frumos. Domnul Diaconu, domnul Pișta, hai să nu facem un dialog de idei în condițiile în care bugetul deja e dedus judecății. Păi, dar nu fac, dar domnul președinte, domnul primar. Mă tem că vom avea ocazia să dăm explicații asupra acestui buget și unii și ceilalți. Explicații suficiente. Domnul președinte, da. Am ridicat această problemă vis-a-vis de 350 și legea 69. Da, domnule. Să fac că nu pricep. Despre ce vorbim? Păi și-au spus că dau la rectificare. Așa. Păi nu? Nu știu. Spune clar, da, domnule, n-am dat bani. Nu că au pus și la stadion, am mai pus noi bani să-l facă. N-au pus destui bani la stadion. Domnule consilier Diaconu, rog, domnul primar. Eu am alocat bani pentru legea 69 pe lângă dublarea bugetului în general pentru educație. Dumneavoastră ați fost cel care a stăiat finanțarea pentru sala pentru secția de haltere și 4 ani de zile n-ați făcut nimic acolo. Deci haideți să închidem subiectul acesta ca să terminăm săptămâna cu bine, să urmezi următorul pe ten. Am avut dezbaterea pe buget, e încheiată. Bine. Domnul primar, vreau să-i răspund domnului primar. Nu mai vreți? Vă rog, domnul președinte, trebuie să-i răspund domnului primar, că s-a enervat. Domnul Diaconu, tonul face muzica. De acord. Nu știu de ce am impresia că vreți să vă certați cu domnul primar și cu domnul Pișta. Niciodată, că mi-e drag, domnul primar, n-am nicio problemă. Luați un ton mai jos, vă rog. Domnul președinte, în birou la domnul primar și sunt martori și colegul meu și dacă n-am spus să punem pe legea 69, pe 350, pe legea 69 au pus 2 miliarde de lei vechi, 200 de miliarde, ce să fac? Pe 69 și spunea că dă la rectificare, că n-ai un proiect, nu se mai dă la rectificare. Și acum dumnealui îmi spune, nu vreau să îl jignesc, spune că a pus bani mai mult și eu am tăiat. Ce am tăiat eu? Ați tăiat finanțarea care? Pentru renovarea sălii de antrenament pentru echipa de haltere a CSM Bacău. Nu, ăla e un punct termic care puteți să-l dați oricând să-l fac. Nu, nu, punctul au de ani de zile. Niciodată n-au primit bani, nici în administrația în care ați fost parte. Acum a fost pentru prima oară când primeau bani pentru reabilitare. L-a stăiat și apoi au fost colegi consiliul local care v-au cerut în mod special să-l repuneți la loc și ați refuzat. Dacă vreți, putem să continuăm. Continuăm. Nu suntem la obiect pentru acum. Renovarea punctului termic. Dacă dumneavoastră ați fi alocat bani suficient și ați fi fost în ton, cu tineretul, cu sportul, poate astăzi erați în control în executiv. Se pare că n-am fost așa, s-au schimbat lucrurile. Haideți să închidem subiectul aici, să continuăm cu următorii petenți care ne așteaptă. Da. Domnul primar, să vă aduc aminte, eu dacă vreau să fiu un executiv, sunt oricând. Da? Că sunt suspendat. Nu când nu mai sunt, când n-am fost ales. Eu lucrez, am lucrat în executiv, da? Vă aștept în așa executiv. Așa că lăsați, auziți? Eu știu că sunteți politician. Vă aștept în executiv, am nevoie de oameni cu experiență. Întrebați-l pe domnul Ghinghe. Nu exportăm conflictul ăsta dintre noi. Nu, dar îi place să ai cu cuvinte conflict. Și domnul primar, mai ales că lumea s-ar putea să rămână cu o impresie greșită că prin amendamentul comun făcut de noi la buget sau la nu știu ce bani de la un punct termic. Nu, dar e curte, domnul primar. Nu știu dacă avea ce căuta într-un buget. Ba, exact acolo erau și exact la stăiat. Să ne cantonăm la problema oamenilor ăstora. Deci oamenii au venit cu o problemă și au spus că nu s-au alocat bani pe legea 350 pentru tineri. Nu e o problemă. La domnul Pișta a spus că nu sunt o prioritate, da? Dumneavoastră acum nu știu ce mai spuneți. Hai să ne limpezim un pic. Deci am spus că legea 350 nu e o prioritate, nu că tineretul nu e o prioritate. Da, mă rog, deci mie mi se pare că e același lucru spus cu alte vorbe. Haideți ca să rezum eu. Nu s-au alocat nici în faza de proiect, nu s-au alocat nici în urma amendării masive. Da, în acest moment. Ați clarificat? Este posibil, așa cum spunea și domnul președinte de ședință, care este și avocat, să rediscutăm bugetul în curând, așa că vă rămâneți pe fază și vă rog, orice propune le faceți în fază de dezbatere inițială a proiectului. Da, mi-ar plăcea și îmi cer încă o dată scuze pentru scandalul cu care ce problemă, vă mulțumesc pentru curiozitate. Nu e scandal, dragă, eu m-am exprimat metaforic, deci o discuție în contradictoriu. Aprins, da, o dezbatere de idei. Domnul Chirilescu, dumneavoastră, doriți cuvântul? Vă rog. Înainte vreau să mai întreb dacă e cineva care dorește din public să vorbească, că am de spus mai multe lucruri. Nu, lăsați. Știți de ce vă întreb?
Lăsați-mă să spun și eu ceva, vă rog. Vă întreb pentru că am mai multe de spus și mă gândesc că poate e o prioritate în rândul dumnealor. Deci vă rog, domnule președinte, să întrebați întâi dacă mai e cineva în sală care dorește și apoi încep eu. Începeți deodată. Domnul Chirilescu, să susțin. Ori răspundeți punctual la subiect, ori mai erau oameni pe ordinea de zi, era domnul acela cu puzul. Păi asta am întrebat, domnule. Asta am întrebat. Domnul președinte, ce din stres clarifice aici? Ca să întrebe secretarul dacă avizele sunt ok? La hotărârea 48. Secretarul trebuie să știe că aici e conflict de interese cu hotărârea. Domnul Tache, avizele la un pus sunt altceva decât avizele pentru proiectele care trec prin Consiliul Local. Asta dă hotărârea... Da. Noi v-am ascultat. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Chiar dacă vorbim aici încă un ceas, nu putem rezolva problema dumneavoastră nu acum, că nu e pe ordinea de zi, domn. Asta e. Noi vă mulțumim. Vă asigur că cel puțin eu am înțeles perfect tot ceea ce ați citit de acolo. Domnul Chirilescu, haideți, vă rog frumos. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint. Având în vedere articolul 129 din Codul Administrativ privind atribuțiile Consiliului Local, aliniatul 11... Vă rog să mă ascultați. Deci încă o dată, domnul repet. Domnul Chirilescu, între mine și domnul primar... Nu, cu domnul primar o să dialoghez. Vă rog să fiți atenți. A intervenit o divergență cu privire la cuvântul dumneavoastră, pentru că la punctul de zi de la diverse, cel puțin așa cum mi s-a părut mie că l-am pus în discuții, am dat cuvântul întâi... Poftiți, domnul Ghingheș. Am dat cuvântul întâi lui domnul Tache pe considerentul vârstei dumnealui, că eu zic că asta destul de azi dimineață până acum. Sunt total de acord. Am dat cuvântul la elevi și urma să aibă cuvântul reprezentantul firmei Lidl, cred. Nu sau nu? Așa. Acum, dumneavoastră, dacă v-ați înscris în dezbatere, ne circumscriem la elevi. E corect ce am înțeles eu? Eu de asta am întrebat, dacă mai este cineva din public care dorește să aibă un punct de vedere ca mai să este pot... cineva, da, dar nu în legătură cu elevii. Deci acum nu, suntem okay, la elevi, aștept, aștept. La tineret, la asociația asta, cum se cheamă ea, da? Cum vreți dumneavoastră, deci ori vorbesc acum, ori... Deci ai vorbiți pe marginea subiectului ăsta? Sau? Nu, sunt la punctul divers, am crezut că s-a terminat discuția cu acest terminat, subiect. Nu s-a terminat, nu. Atunci vorbiți dumneavoastră. Aveți răbdare, domnul Chirilescu, vă țin minte. Bună ziua. Bogdan Moroșanu mă numesc, responsabil expansiune pentru Lidl România. A doua oară în fața dumneavoastră, vă mulțumesc, domnule președinte și doamnelor și domnilor consilieri. Îmi pare rău că mă adresez doar unei părți din dumneavoastră astăzi, am avut norocul să trag lozul pe final de ședință. Legat de proiectul 37.b, dacă am reținut bine de pe ordinea de zi, proiect pe care unii domni consilieri au invocat faptul că nu a fost adus la zi în atenția dumnealor. Conform regulamentului din Bacău, aplicabil aici, până pe data 10 a lunii se depune documentația pentru ședința în curs, dacă știu bine. Pe data 7 a 4-a am primit confirmare din partea primăriei că documentația a fost depusă și luată în calcul pentru ordinea de zi pentru ședința de astăzi. De aici vine prima mea întrebare la care la final o să aș aprecia foarte mult dacă mi-ați da un răspuns. Până la urmă, de ce nu este pe ordinea de zi proiectul? Cu atât mai mult fiind unul din cele două proiecte cu care eu personal m-am prezentat de două ori, au fost supuse votului de trei ori. Deci cred că nu sunt necunoscute proiectele. Singura modificare a proiectului în cauză de astăzi este că Lidl România SCS a devenit proprietar pe imobil, în rest toate datele rămân neschimbate. Suplimentar pe lângă asta, sunt de acord cu mențiunea domnului consilier mai devreme, menționată că ar fi poate recomandată o vizită la fața locului în amplasamentele unde urmează să fie aprobate puzuri.
cu atât mai mult pentru proiecte de interes, proiecte mari. Îl pot asigura pe dumnealui că în documentația care a fost pusă la dispoziție a fost solicitat conform certificatului urban și avizul acordul vecinilor, mă scuzați. Găsiți acordurile în documentație și cu atât mai mult aș vrea să știu ce îmbunătățiri ar trebui să aducem proiectului astfel încât să treacă de Consiliul Local. Poate nu este cerneala de culoarea care trebuie pe documentație, poate e clădirea prea mare, poate e prea la stânga, prea la dreapta. Aș aprecia foarte mult dacă am ști ce am avea de făcut astfel încât totuși să... Îmi cer scuze dacă simțiți asta. Domnul care are dreptate. Nu, n-am vrut să transmit mesajul ăsta. Îmi pare rău dacă așa l-ați interpretat. Din punctul meu de vedere a fost depus în termenul legal, vreau doar să știu care este argumentația pentru care... Din punctul meu de vedere, atunci, repet, aș avea nevoie de o clarificare din perspectiva faptului că am confirmarea pe data, repet, de 7-a 4-a, că documentația a fost primisă și depusă urmând a fi prezentă pe ordinea de zi. Din punctul meu ca investitor de vedere, nu mi este clar de ce n-am intrat, totuși. Dacă s-ar putea un răspuns punctual pe tema asta, aș aprecia foarte mult. Cât și un punct de vedere din partea dumneavoastră sau... a cui consideră cu privire la motivele pentru care sau ce am putea să îmbunătățim. Repet, suntem total și cred că de-a lungul timpului am arătat-o cu atât mai mult în Bacău, faptul că vrem să comasăm zonele comerciale, faptul că vrem să creăm poluri de comerț, să nu mai împrăștiem magazinele peste tot prin oraș. Asta încercăm să facem cu proiectul de pe strada Milkov, să relocăm magazinul de pe Ile Caragiale. Am spus-o și tura trecută, o spun și acum, astfel încât să putem crea poluri comerciale în oraș, cum se întâmplă și în orașele din celelalte țări europene civilizate. Dacă aș primi un răspuns, aș aprecia foarte mult. Vă mulțumesc și sărbători fericite! Vă mulțumim și noi, la fel vă dorim. Da, domnul Chirilescu, dacă aveți un răspuns... Haideți că încerc eu să vă răspund în câteva cuvinte. Nu este atributul consilierilor locali de a stabili ordinea de zi, de a pune pe ordinea de zi proiectele care trebuie să treacă prin compartimentele de specialitate. Executivul se ocupă de acest lucru. Dumnealor trebuie să vă dea o explicație cu privire la această întârziere. Cred că e suficient, da? Mulțumesc. Domnul Moroșanu, o să vă înmânez dispoziția astăzi cum a ajuns la consilier și o să vedeți că proiectul nostru este pe ordinea de zi, chiar dacă suplimentară. Faptul pentru care nu a fost pus în dezbatere și votat astăzi este pentru că la începutul ședinței consilierii au respins punctele de pe ordinea suplimentare și nu este doar cazul nostru, mai sunt și alte două proiecte. Cât despre întrebarea noastră pe care am adresat-o și eu de la începutul mandatului consilierilor de a explica un vot împotrivă, asta este atributul consilierilor să vă dea o astfel de lămurire și îi încurajez să o facă într-un binele dezvoltării orașului. Mulțumesc. Aș dori să subliniez și această chestiune. Sunt oameni de afaceri, investitori nedumeriți. Dacă dumneavoastră respingeți un proiect, cumva să le transmiteți și ce e în regulă în acel proiect eventual. Nu știu, cum a spus, cerneala albastră, clădirea prea înaltă, sensul giratoriu, bate vântul invers, ce? Adică să le dăm o explicație. Pentru că, din păcate, cu atitudinea asta vom alunga toți oamenii care vor să investească în Bacău, uite așa, cu atitudinea asta, clasă să vină peste o lună, două, trei. Deci cu atitudinea asta o să pierdem locuri de muncă, investiții și în cele din urmă dezvoltare la nivel local. Mulțumesc. Domnul Ghinghe, știți ce a zis ministrul Voiculescu? V-am scris acolo ce a zis, da? A zis, n-a zis că sunt mulți morți. Domnul Culuță,
Sunt mulți morți în plus. Domnul de aici stă de câteva ore și are nevoie de explicație. Dumneavoastră veniți cu glumițe de-astea politice. Eu am intervenit pentru că eram luați la mișto. Am mai văzut proiecte și vreau să vă spun că de cerneală, că e în stânga, că e în dreapta, că e în chestiuni. Deci eu n-am intervenit până n-am început să facă mișto. Dacă dădeam niște explicații la un moment dat, așa cum le aveam noi la momentul respectiv în care am manifestat votul, poate atunci persoana respectivă înțelegea, și acum vorbesc la toate proiectele, nu la liderul ăsta. Poate specialiștii care primeau refuzul documentației din partea noastră înțelegeau și le explicau lor, domnule, asta am greșit. Și a greșit specialistul, a greșit cine... Dar noi nu facem chestia asta. Noi nu avem o atitudine pro pentru dezvoltare. În privința puzilor, o zic. Nu o zic în altă privință. Înțeleg toate celelalte discuții. A fost, cred că, cu siguranță o scăpare și după atâtea ore sunteți și dumneavoastră sensibil și eu am simțit-o, dar nu reacționez că nu câștigăm nimica. În schimb, în momentul ai văzut la puzuri că așa le dăm drumul pe bandă și ați văzut câte reclamații avem și câte sesizări ale cetățenilor avem, dar de asta nu ținem cont. Noi ținem cont de nu știu ce... Sesizări vor fi. Uitați-vă un pic. Domnul Tache a făcut afirmații în spațiu public despre persoana mea de foarte multe ori. Ce-ar fi să răspund la toate afirmațiile respective? N-am rezolvat nimica. N-am rezolvat nimica. Păi eu mă refer la aprecierile alea vis-a-vis de persoane, pentru că de foarte multe ori ducem discuția la persoană, nu ducem discuția la subiectul pe care îl dezbatem. Domnule președinte, am o rugăminte. M-ați întrerupt și mi-ați spus că trebuie să dăm cuvântul altor persoane. A fost dat, a fost oferită și o explicație chiar și din partea mea. Vă rog să mă lăsați să-mi expun punctul domnul de vedere. Domnul Chirilescu, ați spus că vorbiți după ce se epuizează ultimul subiect. Ultimul ceea ce subiect... se întâmplă acum este un dialog între consilieri și nu discutăm cu cei din sală, domnule președinte. Bun. Domnul Crețu, doriți să continuați dialogul cu domnul Huluță sau nu? Îl voi continua și astăzi și la următoarele ședințe, deci din păcate nu, și dumneavoastră o să-l continuați. Problema este acum pentru că omul ăla, dacă mai are de stat, trebuie să stea sau să plece. Domnul Chirilescu vrea să vorbească, suntem la diverse, dar totuși ședința asta trebuie condusă într-un fel. Deci de asta vă întreb, dacă mai aveți... Mai bine închis. Auziți, unii spun că ședința mai bine ar fi închisă. Domnul Moroșanu, vă rog. Se aude? Se aude, da. În primul rând, domnul Oluță, țin personal să-mi cer scuze dacă v-ați simțit ofensat, chiar n-a fost asta intenția. Sunt un om cu 7 ani de acasă și respect cu atât mai mult vârsta înainte de orice. Din punctul de vedere a proiectelor, și am înțeles perfect perspectiva dumneavoastră, am înțeles punctul domnului Manolache de vedere și, repet, înțeleg, sunt întru totul de acord. Ce vreau să menționez este doar că genul de proiecte pe care noi le dezvoltăm nu sunt genul de proiecte unde se întâmpină dificultăți din partea vecinătăților. Probabil ați văzut proiectul Lidl, ați văzut faptul că irosim foarte mult teren pentru a respecta retragerile legale, nu construim clădiri cu 12 etaje, nu, chiar și unde nu ni se solicită, întrevedem și executăm studii de însorire, studii de impact, semaforizări, sensuri giratorii, suntem pro-dezvoltare într-un mod sănătos. Nu încercăm să umbrim vecini. Cu atât mai mult punctual pe proiectul ăsta, știți prea bine locația. Avem vecin un Rompetrol, un Kaufland și Subexul. Vrem să dezvoltăm un pol comercial acolo, deci nu ne băgăm între case, nu ne băgăm între, sau genul de proiect între case pe parter sau parter și mansardă cu clădire cu 20 de etaje. Mă detașez de Lidl aici, înțeleg perfect perspectiva, dar nu cred că se aplică pe proiecte de genul ăsta. De asta aș aprecia și
mi-ar prinde foarte bine dacă aș ști ce aș putea să schimb, cum aș putea să îmbunătățesc astfel încât proiectul să nu aibă dificultăți. Mulțumesc și aici chiar închei. Pot să începe expunerea? Da, da. Mulțumesc. Concepeți, nu-i nimic, v-aș ruga să și concentrați. Am zis să încep, încep. Da, fiecare cu alta așteptare. Da. Având în vedere articolul 129 din codul administrativ privind atribuțiile Consiliului Local, aliniatul 11, care spune următoarele. Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la aliniatul 2, unde se specifică categoriile de atribuții, Consiliul Local poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local. Doresc să-mi exercit acest drept conferit de funcția pe care o dețin. Și aș dori să adresez următoarele informări, solicitări de informare pentru domnul primar și domnii viceprimari. Adică niște interpelări. Exact, pe care le doresc să a fi luate în considerare și să primesc răspunsurile în scris. Deci menționez acest lucru în scris. Domnule primar, vreau să știu dacă ați luat cunoștință, imediat vă spun de ce, de documentul venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, cu numărul de înregistrare 737 din 28.04.2021, în care se specifică faptul că se dispune reluarea alimentării UAT municipiului Bacău atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform articolului 39 aliniatul 7 al legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Acesta este un aspect și aș vrea să-mi răspundeți tot în scris, domnule primar. Când ați făcut expedierea HCL 111 din 20.04.2021, semnată de către dumneavoastră, vorbesc de hotărârea de Consiliul Local, aș dori să-mi puneți la dispoziție copie după mail, copie după header, din care să reiasă exact data, ora, în momentul în care a fost desemnătura aceea digitală, dumneavoastră știți că sunteți expert. Sunt sigur că știți despre ce vorbesc. Aceste răspunsuri le doresc în scris. Am terminat cu domnul primar. Două secunde, domnul consilier. Da, da, ascult. V-aș ruga să le adresați dumneavoastră în scris. A fost o zi lungă, sunt multe date. Ca să nu cumva să greșesc. Dar rămâne pe bandă, domnul primar. Să adresați aceste lucruri în scris. O să fac și în scris, dar o fac și verbal ca să rămână pe bandă. O să vă răspund în curtoazie, pentru că articolul și aliniatul pe care le invocați nu vă dă dreptul dumneavoastră în calitate de Consiliu Local, ci este un atribut al Consiliului Local în integralitatea lui, nu al dumneavoastră individual. Eu sunt membru al Consiliului Local. Da, dar dreptul este conferit. Vreți să supunem la vot acest lucru? A trebuit un proiect de hotărâre. Să facem un proiect de hotărâre ca să facem niște interpelări? Eu am spus că vă răspund din curtoazie și v-aș ruga tot din curtoazie să adresați în scris acest aspect. Am înțeles. Am înțeles rugămintea noastră, o să vă trimit și în scris, dar cred că rămâne pe bandă și e simplu. Și aș dori să-l interpelez și pe... Stați puțin așa, domnul consilier, nu este nimeni obligat să stea după aia, ori în șir, ca să vadă pe bandă ce exprimați dumneavoastră. Când mai ales pare că le citiți, le puneți și în scris. Le ascultăm acum. Dar v-am spus că vă trimiți și în scris. V-am spus că vă trimiți și în scris. Aș vrea să-i adresez o întrebare domnului viceprimar, invocând același articol. Domnul viceprimar Ghingheș, aș vrea să-mi spuneți ce măsuri ați dispus în legătură cu sistemul de supraveghere video de la Piața Centrală și dacă ați identificat soluții în ceea ce privește canalizarea, sistemul de canalizare. După cum știm cu toții, pe timpul ploios se inundă tot parterul și subsolul de la Piața Centrală. Vă rog să luați în vedere acest aspect și să veniți cu un răspuns în scris pentru următoarea ședință. Mulțumesc. Îmi pare rău că domnul Mirușanu nu mai este, că voiam să-l întreb ce se întâmplă. Bineînțeles, întrebări venite de la cetățeni. Asta fac acum, pun întrebări venite de la cetățeni. Ce se întâmplă cu calea Moldovei? Există acolo niște limitatoare și restricții, cum să le spun, indicatoare de restricție de viteză pentru niște reparații la drum, care sunt deja de ceva timp și aș vrea să știu ce se întâmplă acolo, cât timp se mai lucrează și care va fi deznodământul în legătură cu reparațiile respective. Sunt întrebat de către cetățenii din zona și am pus și eu întrebare la rândul meu. Sper că să ajungă întrebarea totuși la domnul viceprimar. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule consilier. Cu această ocazie aș dori să vă
adresez tuturor cele mai bune gânduri și urări și sărbători pascale cu bine. Dumneavoastră, familie, dumneavoastră și tuturor băcoanilor care ne urmăresc în general, chiar dacă stăm în Bacău sau în afara orașului. Doamne ajută și sărbători cu bine tuturor. Vă mulțumim, sărbători și cu bine și celor care au avut Paștele, le dorim același lucru.